foarte mare alpinist a zis, în alpinism, stilul este totul. Nu contează atât de mult vârful câteodată, zic eu, ci contează cum și pe unde lungi. Și sunt oameni care s-au dus cu elicopterul pe vârfuri de 7000 de metri, s-au dat jos, au făcut o poză în Rusia. Au făcut o poză și apoi s-au urcat, era proprietarul firmei de elicoptere, Hantengri, și au făcut o poză și s-au urcat înapoi și au avut o poză pe vârf. O expediție cum David a făcut în 2003, a fost prima expediție românească pe Everest, a fost vreme foarte proastă, s-a impus folosirea oxigenului. Și cu oxigen multe echipe din Elveția, din Germania au renunțat și ei au reușit să ajungă. Cum eu încerc să împing chestia asta mai departe, să merg fără oxigen și fără șerpași. Fără a avea o lipsă de respect față de cei care folosesc oxigen sau șerpași. Acestea sunt, să zic, cele mai importante lucruri care descriu ascensiunile mele și dacă se poate face pe o altă rută decât ruta clasică pe care urcă toată lumea, pentru că este ruta cea mai ușoară considerată în istorie, atunci este un plus. Pentru mine, Loțe, pe ruta pe care am vrut să îl urc, este una din lucrurile care mă motivează să plec de poi mâine la antrenament.